40% a rămas ce a fost. Restul totul s-a modificat. Un Fiat vechi a devenit o adevărată bijuterie după ce a intrat pe mâna a 4 studenți. După o muncă de 2 ani au creat o mașină total nouă cu caroserie din fibră de sticlă. A putea fi condusă? Mașina funcționează în momentul de față. Noi am adus-o părăți. A fost o muncă de echipă, eu și atât cât și colegii mei. Eu am făcut partea de mecanică și fizică a mașinii, că ei au făcut mai mult pe partea de calculator și proiectare. Studenții au reușit să proiecteze o caroserie pe care au imaginat-o, au desenat-o, au testat-o cu un program de simulare, după care au realizat matrița. În urma participării la proiect, doi dintre studenții care au lucrat la prototip au obținut deja un loc de muncă în industria de profil. Ce care au realizat această mașină? Ar merita să fie așa dumneavoastră? Arată foarte bine mașina, foarte bine arată. Cu siguranță, cel puțin în centrul nostru de design, care este construit la standarde internaționale, cu siguranță își ar găsi loc acolo. F1 Smart GL, cum a fost denumită mașina, are toate elementele de siguranță păstrate și este funcțională. Acesta nu este însă singurul proiect inedit de la Facultatea de Inginerie. În curând, o altă echipă de studenți va lansa pe piață mașina cu 3 roți.